până acum, pentru că avem în această seară meci cu Naționala Franței. Acesta este pașaportul colectiv, pentru că așa se călătorea în 1930, pe bune, al Naționalei României, care a făcut deplasarea la primul nostru campionat mondial din istorie. După cum se poate vedea, toți băieții erau îmbrăcați la costum, la cravată. Așa. Cum au găsit ei? Așa mai și jucau, nu? Așa și jucau, da. Cu șepcuță. Aveau, da, la primul, nu e bășcălie, la primul nostru meci din 1900, deci de, când am avut primul meci național al Naționalei României, jucat pe 8 iunie 1922 la Belgrad, da, în cupa regelui Alexandru, unul dintre băieți, Elmer Hirscher, care a comandat tricourile în Anglia și pantalonii, a cerut să poată să aibă buzunar la spate pentru a purta batistă în caz că ne dușim. Deci iată, de atunci nu s-a schimbat nimic. N-ai batistă. Nu există așa ceva. Îmi cer mii de scuze că nu i-a sortat, le-am avut spălate de la mare și asta nu prea merge cu... De la, da? Deci ei aveau batistă. Da, dar să repetăm, 8 iunie 1922. Și acum suntem în iunie, da, 24. Dar, cum spuneau marii noștri de învățați, istoria se repetă. Păi da, da. În 100 de ani se mai schimbă, da, nu că se repete. 100 de ani trec avara, nici nu-i simți când au trecut, da? Deci ăștia sunt băieții care au mers. Iată, Emeric Vogel, niște jucători, Loții Rafinski, Alfred Eisenbeiser și așa mai departe, Nicu Kovaș, fratele lui Pişti Kovaș, fostul viitorul mare antrenor de fapt de la Ajax Amsterdam și așa mai departe. Și noi am trecut. Bun, și care e legătura cu Franța? Uh-huh. Pe atunci era prietenie, pentru că noi am plecat cu vapor Conte Verde, n-am făcut mult, 11 zile până în Uruguay, alături de naționalele Franței, Belgiei și Iugoslaviei. Deci noi călătoream atunci, există o poză faimoasă pe punte, mergeam cu băieții, după care te duie la ea acolo cu ei, când te întorci, te întorci iarăși pe punte. Dar în seara asta nu mai trebuie să fim prieteni, sau avem varianta de prieteni, dacă avem varianta așa, dacă batem, jucăm cu Spania, dacă facem egal, jucăm cu Germania, dacă mâncăm bătaie până în 2 goluri, jucăm cu Spania și dacă mâncăm bătaie de la 3 goluri în sus, nu mai jucăm cu nimeni. Venim acasă. Dar da, varianta asta este, din două cuvinte, exclus. Asta ultima. După exuberanța de sâmbătă, acum am trecut la griji și la pumni. Plus cum mai dăm cu asta, frații noștri francezi, micul Paris, noi gintă latină și așa mai departe. Adică la egal merg ambele echipe mai departe. Da, adică să nu se ostenească.